Vă salut pe toți direct de aici, de pe stadionul Nicolae Dobrin din Pitești. Alături de fotbaliștii de la FC Argeș, vom face unul dintre cele mai așteptate challenge-uri alături de Superliga, Volley Challenge. Vom păstra echipele, echipa mea și echipa lui Tofan. Vom vedea cine a strâns cele mai multe puncte, deoarece dacă dăm gol, avem 25 de puncte. Dacă reușim să nimerim tomberonul de la firul ierbii, 50 de puncte. Iar la vinclu, unde vă zic sincer, este extrem de greu, 100 de puncte. Sunteți pregătiți? Da. Cam câte puncte crezi tu că vei face astăzi? 12. Sub 200, peste 200? Peste 200. 12. Bun. Trebuie să merg. Hai să vedem. Hai să vedem. Prima lovitură. Ești! Mamă, cât de frumos! Bravo! Michael Jackson. Mamă, am băgat-o! 75. Wow! Mamă, excelent, Tofan. Doamne. Vino încoa. Felicitări. Prea frumoase. Toate șuturile aproape perfecte. Dacă le-ați vedea celelalte. Nu nimic. Calm, Arnold. Bun. Era aproape. Încă două. Peste portă. No! Sare urât. No, nu-i nimic. Opresc filmarea că trebuie să rămân eu. Trebuie să luăm un milion pe tine, băi. Save the team. Mai. Good. Vezi că în partea asta la altă trebuie să... Good. Tony, scot. Tony merge la sigur. Goluri multe, tată. Acasă la only goals. Hai să vedem, no, a mers la sigur, Tony. A mers la sigur. Eroul nostru de astăzi, Calcan, care ne-a salvat cam la toate probele, va executa prim. Hai! Oh my god, ce introducere. Peste. Wow, gol. E gol. Portarii. E gol. Nu-i nimic. Mamă, apără bine rău portarul ăsta. Da. Bun! Haide să dau una și sus acolo. Hai, una. Bagul Risco! Bravo, nu-i nimic. Grav oricum a promis că încearcă doar vincul. Hai să vedem. Wow! Bară gol! No! N-a fost gol. Bun! No! Mamă! A rupt portarul! Bun. Bravo! Puține puncte pentru echipa noastră. Încercăm să recuperăm. Dar cam așa am fost astăzi noi. Am fost în urmă, după primele lovituri și după ne-am revenit. Oleu! Aoleo, ce am azi, Doamne! Ce am? Ce dădeam numai vincul? Acum nu știu ce se întâmplă. Nu mai, dau la sigur. Nu ți-ai făcut tu tabieturile. Cât aproape. Nu ți-ai făcut tu tabieturile. Simt un blestem acolo. Cineva a ținut degetele așa sau ceva. Nu-mi explic ce s-a întâmplat cu mine. Vreau să mă las pe mine ultimul să fac altfel calculele. Doamne, ce-am făcut? Am ruinat echipa, Doamne. Ne-am mutat pe partea stângă și capitanul echipei favorite, să zic așa, din proba asta. Hai, Tofan, dă-i primul. Ai promis că una o dai foarte că stângul. Ne surprinzi cu vreo execuție astăzi? Hai să vedem. Surpriză din partea lui Tofan. Aproape. A încercat frumos acolo. Ești afară. Bun. Și ultima, hai să vedem! Yes! L-ai vrut să-ți dai drumul la parașută. Nu e gol. Avem gol line și... Come on, Gary. Dar sigur. Wow! Pasca!
Va executa Tony, unul dintre favoriții pentru clasamentul final. Hai să vedem dacă continuă cu golurile acolo. Good, good. Problem. Acum un vincul și gata. Oh, frumos. Ultima. Ah, nu e nimic. Bun, 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 la sigur, la sigur. Bun, cât de frumos. Excelent, excelent. Și ultima, hai. Ultima. Wow, n-a fost rău, bravo, bravo, bravo. Hai, calcan. Prima! Forță. Putere. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Wow! Cât de aproape. Asta e peste poartă. Mamă, cât de aproape de nou, bravo. Bravo, bravo. Bine, bravo. A pierdut. A pierdut. Ultimele lovituri. Sperăm că le vom da mai bine de data asta. Hai să vedem. Aproape. Bun. Merg pe siguranță, păi. Mai facem puncte. Bun. Hai, la vincul. Gol, 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 gol. Gol. Portarul a apărat o dată din spatele liniei. S-a lăsat așa pe piept. Chiar și cu această execuție, echipa lui Tofan câștigă. Vino aici. Felicitări. Nu uitați, dacă v-a plăcut acest episod, haideți cu like puternic acolo. Multe mulțumiri celor de la Superliga. Până data viitoare, nu uitați. Go Super!